Romașcanii care nu au fost prezenți duminică la concertul Orchestrei Metropolitane București au răspuns prezent la proiecția filmului Secretul Fericirii. Cu această ocazie, publicul l-a cunoscut și pe regizorul peliculei. Ce ne puteți spune despre filmul care o să ruleze în această seară? Multe o să vă spun, nu știu când vreau să vă spun. Mi-ar plăcea să-l vedeți. Se cheamă Secretul Fericirii, e un film de bunul meu în regie. Și joc și ca actor și pot să vă spun că e o poveste care pe mine m-a fascinat, pentru că am citit-o, un scenarist în vogă acum pe piață, a scris o poveste, după părerea mea, absolut spectaculoasă și incitantă și provocatoare și cu foarte mult umor și cu răsturnări de situație și cu un final consistent. Cum s-a înțeles la filmări regizorul Vlad Zanfirescu cu actorul Vlad Zanfirescu? Bine, au fost într-o armonie. au fost prieteni buni. Prieteni buni, s-au înțeles. Publicul ar trebui să cunoască ceva. Ce ar trebui publicul să iasă? Cu ce idee ar trebui să iasă de la acest film? Eu cred că povestea e o poveste universală. Universală și general valabilă. Ea se poate întâmpla oriunde pe planeta asta. Nu e ancorată în realitatea imediată a României sau a Europei sau atinge, e o poveste umană de viață și atinge, poate atinge pe oricine. Și dacă nu ni s-a întâmplat așa ceva și sper să nu ni se fi întâmplat sau prietenilor noștri, sigur am auzit sau am citit despre asemenea lucruri. Și sunt extrem de interesante și vă recunosc că toți spectatorii care au fost la film au fost plăcut impresionați și au recomandat filmul prietenilor. Umor, prietenie, trădare, tensiune sexuală, răzbunare lucidă sunt doar câteva dintre ingredientele filmului ce spune povestea a doi tineri care descoperă că fericirea unuia este posibilă doar prin nefericirea celuilalt.